În diasporă se pregătește falsificarea votului. Comisia Electorală Centrală, dar și structurile de drept din Republica Moldova au fost sesizate să investigheze de urgență pregătirile pentru transportarea organizată a alegătorilor din afara țării la secțiile de votare deschise pentru cel de-al doilea tur de scrutin. Condiția transportatorilor este ca cei aduși la urne să-și dea votul pentru candidatul PAS Maia Sandu. Grupurile moldovenilor stabiliți în țările vestice de pe rețelele de socializare abundă în anunțuri despre transportul pregătit pentru data de 15 noiembrie, atunci când va avea loc cel de-al doilea tur de scrutin. Aici sunt publicate numerele de telefoane și numele persoanelor de contact pentru cei interesați. Noi suntem în trei și mai este o doamnă. Eu nu scam de mult aici și dacă se poate cu transport cumva, că vrem să mergem și noi la alegeri. Deja doamnele de luat la 1 și de dus înapoi până la 3. Am niște doamne de luat, vreo 4. Eu la 3 mă întorc să duc femeile și la casă și pe pot să mă pornesc după voi. Condiția celor care organizează transportul spre birourile electorale este ca alegătorii să-și dea votul pentru candidatul PAS Maia Sandu. Eu vreau să fac părticica mea de cetățean Republicii Moldova. Dacă n-ar votat videodonul, eu pentru videodonul mă duc. Contactat de primul în Moldova, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate pentru funcția de președinte nu a răspuns la telefon pentru a comenta acțiunile reprezentanților diasporei. Potrivit unei decizii a Comisiei Electorale Centrale, transportarea organizată a alegătorilor la secțiile de votare este interzisă și poate fi calificată drept încercare de fraudare a rezultatelor scrutinului. În această ordine de idei, deputatul socialist Nicolae Pascaru a sesizat organele competente, precum CEC, Procuratura Generală, Ministerul de Interne, dar și cele ale afacerilor externe și a cerut să fie luate măsuri de urgență pentru a exclude o posibilă fraudare a scrutinului. Nicolae Pascaru nu exclude că odată ce se încearcă transportarea alegătorilor la secțiile de vot în ziua de 15 noiembrie, acțiunile au fost coordonate politic și în ziua de 1 noiembrie.